Ei bine, după plecarea lui Alex, atmosfera a fost una foarte relaxantă în casa Mireasa. Aș putea spune mai mult de atât, concurenții chiar s-au distrat și s-au simțit bine. Spre surprinderea mea și a multor altora, Irina a fost destul de bine dispusă și fericită și a participat la această mare distracție. Râdea și era toată cu gura până la urechi. Nu prea am văzut-o suferind așa de mult cum s-a întâmplat după plecarea lui Bogdan, spre exemplu. Chiar am observat acest lucru. De aici puteți concluziona și dumneavoastră cât de puternice erau sentimentele Irinei față de Alex. La fel de mult cum se vede și suferința ei. În fine, nu cred că vă surprinde acest lucru. În schimb, am observat că cel mai afectat, evident, de plecarea lui Alex a fost Mihai, care nu prea a vrut să participe la această distracție a concurenților, care era destul de supărat și de dezamăgit pentru că, pe lângă faptul că Alex a părăsit competiția și era cel mai apropiat de el dintre toți băieții, a mai și căzut el în clasament. Este pentru prima dată după multe săptămâni în care el cade pe locul 2 în clasamentul băieților. Părerea mea este că acest lucru se datorează și susținerii lui necondiționate față de Alex, așa că acum nu are decât să suporte consecințele. În rest, o atmosferă foarte frumoasă, relaxantă și mult mai prietenoasă în casa Mireasa după plecarea lui Alex.